Ce vă propun în seara aceasta este să scoatem din lucruri vechi, înțelesuri noi. Vorbim despre vremea de azi, vorbim despre ceea ce se întâmplă, ne apropiem din ce în ce mai mult de punctul fierbinte dacă ne uităm puțin la rădăcini. Spuneam data trecută: se doresc șterse rădăcinile, se doresc rupte. Se dorește să se spună că nu există nicio legătură între trecut și prezent, că prezentul nu are lecții de învățat, ci că este doar o probabilitate pe care noi încercăm să o înțelegem. Dragii mei, nu este așa. Vă invit să urmăriți de asemenea Cuvântul lui Dumnezeu în părțile Lui extrem de cunoscute pentru ca să reîmprospătăm o anume viziune. Pornesc de la un text extrem de important pentru vremea pe care îl trăim astăzi. Spre exemplu, Apocalips, capitolul 14, versetul 9. Dacă se închină cineva fiarei, icoanei ei, primește semnul ei pe frunte sau pe mână. Marea majoritate se zbat în legătură cu a descifra semnul pe frunte sau pe mână. Apar imagini de tot felul. Puțini, însă, urmăresc fiara. Întrebarea mea este: Ce e cu ea? Cine e această fiară? Vorbim despre lucrul acesta de destul de mult timp. Pentru ca să înțelegem despre ce este vorba, vă invit în Apocalips, capitolul 13, cu versetul 1. Apoi am stat pe nisipul mării. Am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne, șapte capete pe coarne avea zece cununi împărătești, pe capete avea nume de hulă. Asta este fiara despre care suntem avertizați să nu cumva să vă închinați și să primiți semnul ei. Da? Deci fiara este aceea care implementează, care controlează și care pune un anume semn, el este factorul activ în istorie. Cum arată versetul 1? Mai departe, versetul 2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de urs, gură de leu, rădăcini. Fiara are rădăcini. Și uitați-vă, vă rog, cum, cum se desfășoară fenomenul acesta. O să rog media să pună primul slide. Și anume, modelele globale. Babilonul, Medopersia, Grecia, Roma și în final toate acestea la oaltă. Vă rog de asemenea să înțelegem că împărățiile astea și fiarele astea despre care noi vorbim și de care ne-am săturat tot învățându-le, sunt modele de guvernare globale în istoria pământului acestuia. Babilonul, Medopersia, Grecia, Roma nu au fost îngăduite de Dumnezeu doar de dragul de a trece timpul și, hai să vedem cum trece timpul, nu. Ele sunt niște performanțe, sunt niște realizări. Dumnezeu îngăduie să apară în scriptură momentul în care nebuca de țar, se urcă sau Nabucodonosor se urcă pe acoperișul palatului său și spune uite ce bijuterie am realizat istoria vorbește despre performanțele acestea Babilonul era locul oamenilor perfecți nu intra acolo niciun cocoșat niciun om handicapat nimic nu era vorba că nu exista milă nu societatea de atunci, probabil că avea și înțelegerea ei. Dar Babilonul, pentru că el trebuia să fie un oraș al perfecțiunii, de formă pătrată, cu un râu pe mijloc, fiind o replică a Edenului de altă dată aproape, el trebuia să fie cel mai frumos din ceea ce avea pământul la vremea respectivă. Același lucru s-a întâmplat cu Medopersia, cu Grecia, cu Roma. Nu este de asemenea lipsit de însemnătate faptul că Satan, în momentul în care l-a ispitit pe Domnul Isus Hristos, l-a pus să vadă împărățiile pământului și l-a pus să vadă aceste capodopere, aceste bijuterii ale geniului uman, inspirat oarecum de geniul revoltei luciferice, care își dorește și el excepționalitatea lui. Își dorește și el să realizeze ceva. Numai că Dumnezeu îi spune că orice a ceva realizat, datorită faptului că la bază are călcarea legii lui Dumnezeu păcatul și răul, realizările lui se vor autodistruge. Toate aceste modele globale până la urmă își găsesc capătul sau se prăbușesc, se surpă datorită faptului că se bazează pe aceste valori ale revoltei, ale nebinelui și ale păcatului. Aș vrea să mergem puțin mai departe. Vă rog să observați că Ultima fiară, deci Ultima fiară, are elementele tuturor acestora. Rădăcinile sunt de acolo. Am rămas la Roma este fiara a patra. Acolo este unul, dar de fapt este patru. În anul 410, vizigoții cuceresc Roma. Roma nu fusese cucerită de peste 800 de ani. Este prima cucerire a orașului sfânt. Nu doar creștinii l-au numit așa. Era sacru de la întemeirea lui. Cetatea eternă, necucerită niciodată, când intră vizigoții în ea, se cutremură lumea. Se cutremură lumea. În momentul acela, Augustin, noi îl numim astăzi sfânt, datorită faptului că face parte din Părinții Bisericești, scrie cartea sa de Civitate de ei, Cetatea lui Dumnezeu, în care el prezintă istoria lumii noastre ca o luptă între cetatea lui Dumnezeu și lumea aceasta. Iar Roma reprezintă cetatea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, el spune, chiar dacă a fost cucerită de vizigoți, există cetatea lui Dumnezeu care rămâne eternă. Și ceea ce este important acum este faptul că el lansează ideea Că biserica sau creștinismul trebuie să lanseze o nouă eră, o nouă normalitate, o nouă ordine globală. Când el vorbește în felul acesta în cartea sa de civitate de ei, în momentul acesta biserica își regăsește sensul ei. Din momentul acesta, biserica găsește un ideal. Și idealul respectiv va fi urmărit în mod special. De elita Bisericii, de conducerea ei, care din ce în ce mai mult se va centraliza pe scaunul papal. Scaunul papal va, va reuși să preia această viziune. Cum se va realiza lucrul acesta? Sunt în. sau este în istoria Bisericii o succesiune de faze. Vreau să le urmăriți cu mine. Punctul numărul 1. Pentru ca să se ajungă la această nouă ordine, la această excepțională și perfectă viziune pe care a avut Augustin, primul lucru care s-a făcut a fost sinteza politică. Biserica a întins mâna către stat, iar împăratul și-a dat mâna cu biserica astfel încât se produce un fel de căsătorie. Și vom avea cea mai surprinzătoare alianță. Adică vom avea din momentul acesta o instituție care va juca, iertați în cuvântul, dar care va juca pe două fronturi. Va avea un front politic atunci când vorbește și devine stat, și va avea un fond spiritual atunci când se referă la ideea de biserică și la ideea de suflet. Cu alte cuvinte, atunci când este nevoie să aibă autoritate în lucrurile lumești, are autoritate în lucrurile lumești pentru că ea merge împreună cu statul și va deveni un stat. Când are nevoie ca să se impună, să-și impună autoritatea asupra maselor de oameni, o va face foarte ușor, datorită faptului că ea va pretinde că, va, că are autoritate asupra iadului și asupra raiului. Iar omul, între cele două variante, se va simți ca în clește. Deci, sinteza politică. Putem vorbi de împăratul Victor care pe Lucrul ăsta m-a surprins, care pe vremea controversei Pascale este invitat de deci împăratul Commodus este invitat de către Papa Victor I să vină și să facă domnule, ordine în biserică odată. În legătură cu ce? În legătură cu o problemă de scriptură, de teologie, când se ține în Paștele pe mine, de ce îl chem tu pe cel ce nu citise niciodată Scriptura să-ți facă ordine la tine în biserică într-o problemă care ține de Scriptură? Și împăratul Romei are bunul simț să spună la vremea respectivă, știi ce problema ține de voi, rezolvați-o voi. Dar faptul că este invitat, invitația aceasta vorbește foarte mult. Și această invitație se va dezvolta până când uh, după anul 313, împăratul nu doar că se invită, dar el se consideră responsabil pentru binele bisericii și în anul 325, la sinodul de la Nicea, împăratul este acolo și prezidează ceea ce se întâmplă. Imaginați-vă sute de eroi ai credinței care vin acolo cu mâna tăiată, cu nasul tăiat, purtând... În trupul lor, semnele persecuției vin acolo, intră și stau pe scaune în fața lui, iar împăratul, bine mersi, arbitrează ceea ce se întâmplă acolo. Biserica și statul. Foarte ciudată această sinteză. Apoi am ajuns la 325, la sinodul de la Nicea. Împăratul care era acolo și care... Nu reprezenta neapărat interesul Scripturii. Repet, nici Comodus, nici Constantin cel Mare nu citiseră Scriptura. Constantin cel Mare a fost botezat pe patul de moarte, el a fost preot al zeului Mitra până la capăt, nu le avea el cu creștinismul și atunci el sta acolo pe scaunul regal în cadrul sinodului bisericesc pentru ca să producă o a doua sinteză și anume sinteza ecumenică. Adică se aducă pe toți la numitor comun. Interesant ecumenismul acesta. Ecumenismul nu este în cadrul, el nu arbitrează foarte mult în cadrul bisericii, deși o va face, pe parcurs împăratul va intra în disputele teologice și le va arbitra cumva, dar acum se produce o alianță între păgânism și creștinism. În anul 325, Împăratul este acolo pentru ca să spună, haide, și voi păgânii, și voi creștinii, haide să ne unim. Cum realizăm uni unirea sau unitatea? Simplu, pe baza lucrurilor comune. De ce spun lucrul ăsta? Fiți atenți la fiecare afirmație pe care o facem din punct de vedere istoric, pentru că o veți redescoperi la rândul dumneavoastră, azi. Astăzi se propune această unitate pe lucrurile comune, bazată pe lucrurile comune, foarte serios. Din nou, Papa Francis vorbea zilele trecute și spunea: Este cazul să ne unim, mergem pe lucrurile comune și, începând această călătorie, pe parcurs vom rezolva și lucrurile care ne despart. Dar haideți, pe baza lucrurilor comune. Ideea pornește de aici, de la Constantin cel Mare, de la Concilul de la Niceea și așa mai departe. Primul lucru, sinteza politică. Al doilea. Sinteza ecumenică, anul 325. Faza a treia, când biserica se vede oarecum așezată bine, din punct de vedere social, cu lângă ea, păgânii, păgânii creștinați, aproape fără să vrea, în momentul acela ea mai are probleme cu unii păgâni care n-au intrat în acest ecumenism. Păgânii respectivi nu erau oameni de doi lei și aveau și ei academia lor și aveau studiile lor. Filozofia platonică și așa veche se afla la modă printre ei. Și din momentul acela creștinismul face un lucru aproape nemai întâlnit în istorie. Păgânismul a fost, în cele mai multe situații, tolerant cu zeii celorlalte religii. Adică, nu avea nicio problemă dacă mai era lângă el un alt om care credea în altceva. Nu. În păgânism se, cunoșea, se cunoștea, se știa faptul că muntele ăsta are un zeu, dar dacă trec pe muntele celălalt, acolo este alt zeu. Și dacă mă duc în altă parte, acolo este alt zeu. Și ca urmare, un păgân care pleca de aici, trecea de teritoriul care aparținea zeului lui și când trecea dincolo, întreba, auzi, da, aici ce zeu este? Și se închina zeului respectiv. Problema mai delicată apărea în momentul războiului, când un trib mai puternic cucerea pe ceilalți. În momentul acela, ei considerau că a avut loc o luptă sau o bătălie între zei. Și atunci, pentru ca să asigure supunerea tribului care a fost înfrânt, zeii respectivi erau considerați că au fost supuși zeului poporului biruitor. Și atunci satul respectiv sau țara respectivă era obligată oarecum să recunoască pe zeii poporului victorios. Dar în rest nu erau probleme. Pentru prima dată creștinismul vine și spune, știi ce? Nu există decât religia noastră creștină. În rest, celelalte forme de gândire, și celelalte forme de închinare nu mai trebuie să existe. Apare ideea intoleranței. Faza intolerantă. Păgânismul va fi interzis. În anul 529 este închisă Academia Platonică de la Atena și în felul acesta păgânismul dispare. Acest, acest reflex va caracteriza creștinismul. E foarte interesant. Când ei au realizat ecumenismul în 325, atunci ei au considerat păgânismul ca fiind o provocare cu care să se alieze. În momentul în care însă ajung la putere, în momentul acela, ei consideră păgânismul neunificat ca fiind o problemă și îl dau la o parte. Aș vrea să vă spun că Scriptura, din punctul acesta de vedere, are momentele ei strălucitoare. Dumnezeu spune, numele meu este mare între neamuri. Peste tot se arde tămâie în cinstea numelui meu. Apostolul Pavel intră în Atena și le spune, eu am venit să vă predic sau să vă propovăduiesc un Dumnezeu necunoscut al cărui altar l-am văzut aici între voi. Scriptura are o altă dimensiune. Dar, în sfârșit, asta este istoria. Asta, asta a făcut creștinismul. Este reflexul acesta de intoleranță care l-a moștenit și care va vărsa cumplit de mult sânge. Peste 50 de milioane de victime. Alții vorbesc de 100 de milioane. În sfârșit, mult. După ce a ajuns să elimine păgânismul și să se uh, declare ca fiind singura credință posibilă, singura biserică posibilă, aproape cu un soi de infalibilitate, după aceea a urmat faza a 4, emanciparea bisericească, în momentul în care dintre toți episcopii Bisericii Creștine era Ierusalimul, Antiohia, era Alexandria, era Roma. Dintre toți aceștia, episcopul de la Roma vine și spune, uite, noi suntem egali, dar eu sunt mai egal cu voi decât voi între voi și stabilește primatul papal care primat papal începe în secolul 6, undeva în anii 530-540, eu am pus acolo 538, datorită faptului că papa are inițiativa asta, așa anume, să, după ce a închis Academia Platonică de la Atena, în anii 538, cu ajutorul armatei lui Justinian, Distruge și cultura și religia ariană, creștinismul arian. Trei popoare mari sunt șterse de pe fața pământului atunci. Trei. E foarte interesant că în fața cornului mic sunt smulse trei coarne ca el să-și facă loc să poată să crească. Foarte interesant. Și am ajuns la. Faptul că primatul papal face ca episcopul de la Roma să se dezvolte într-un vid politic, atât de mult încât ceilalți au trebuit să dea înapoi și să se teamă de autoritatea lui. Și, în condițiile acestea, apare acea tensiune în Biserica Creștină ce mai târziu va duce la ruptura dintre Est-Vest, dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, în anul 1054. Când se trece de etapa 4, de emanciparea bisericească, după primatul papal, este ca și cum crești, 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 până unde? Până unde te cațeri? Până unde te duci? Spuneam, faza 1 a fost o fază de Căsătorie între stat și biserică. Faza ultimă, numărul 5, este o luptă între biserică și stat, o luptă pentru supremație, și anume care pe care, cine conduce pe cine. Până în momentul după anul 1000, deci până atunci, evident, împărații au sprijinit biserica, ei au dictat bisericii, ca după anul 1000 până în anii 1300-1400 să se stabilească o dogmă ciudată și anume că biserica trebuie să conducă statul. Acum, suntem într-o situație în care trebuie să înțelegem. În răsărit, biserica era întotdeauna sub călcâiul statului. În apus, biserica vrea să scape de lucrul acesta și vrea ea să pună călcâiul pe societatea civilă sau politică. În răsărit avem cezaropapismul. În apus vom avea o biserică monarhică ce își implementează voința ei asupra întregului teritoriu de vest. Regii nu trebuie să facă altceva decât să asculte. Imaginați-vă că, la un moment dat, un rege ar fi pus în situația să nu asculte de ceea ce spune Roma. În momentul acela, la un singur gest al scaunului pontifical, supușii lui nu îl mai ascultau. Pentru că erau, în primul rând, supușii scaunului papal erau în primul rând legați cu sufletul și li se condiționa mântuirea de către episcopul de Roma. Apoi aveau și obligații politice față de regele lor. Dar prima această realitate spirituală. Și atunci oamenii se uitau la degetul papal și după aceea la degetul regelui. Se cunoaște evenimentul Canoza, da? Îl mai amintim sau nu? Un rege care stă trei zile de sculți afară în zăpadă, așteptând clemența episcopului de Roma ca să poată să se ducă înapoi să-și reia scaunul regal pe care îl pierduse datorită faptului că, într-adevăr, papa făcuse un semn și regele fusese destituit. Ajungem aici să înțelegem un lucru și anume unicitatea fenomenului papal. Dragii mei, astăzi e foarte greu să vorbești despre Biserica Catolică și oamenii să nu se simtă jigniți. Ce s-a întâmplat în, în vechime sunt lucruri teribile, și în momentul în care le scoți la suprafață, astăzi. O sumedenie de oameni spun, dar cu noi? Pentru că ălea sunt de demult, noi suntem alții și nici nu vrem să auzim despre așa ceva. Și mă bucur de lucrul acesta, mă bucur că uh, persoane, individuale, oameni, biserica uh, spune, nu vrem să mai avem de-a face cu ceea ce s-a întâmplat atunci, în Antichitate sau în Evul Mediu. Dar sistemul este o problemă. Când vorbim acum, nu voi vorbi despre Biserica Catolică, despre oamenii ei, despre credincioșii ei, voi vorbi însă despre sistemul papal, care, iată, unde își găsește problema lui. În primul rând, fenomenul papal transformă Biserica. Aceeași Biserică este și în răsărit, Biserica Ortodoxă. Dar pentru faptul că nu are sistemul papal, deci nu este monarhică, din cauza aceasta, Biserica din răsărit nu a avut forță, autoritatea, controlul și nu a inițiat persecuțiile teribile pe care le găsim în Occident. Deci, încă o dată, datorită fenomenului papal, Biserica devine monarhică, devine regală. Papa este încoronat ca rege. I se pune tiara pe cap. Tiara este simbolul regalității sale. Faptul că are trei nivele tiara respectivă amintește de faptul că regalitatea lui este universală, este cosmică. El este rege și al Universului, fiind locțiitorul lui Iisus Hristos. Vă dați seama până unde s-a cățărat? Până unde te cațări? Și Scriptura spune, păi, până la cer, și așa s-a întâmplat. Punctul numărul 2. Papalitatea și-a însușit prin excelență caracterul dual. Biserica catolică nu ar fi avut un caracter dual dacă n-ar fi fost papa. Adică ea n-ar fi fost și stat și biserică dacă n-ar fi fost Vaticanul, dacă n-ar fi fost papa. Sabia bisericii și sabia statului, amândouă sunt în mâna papei, nu sunt în mâna oricui. Da? De asemenea, este o țară cu toate tehnicile politice dublate de autoritatea spirituală. Haideți să înțelegem ceea ce am spus înainte, anterior. Beneficiază de autoritate politică atunci când stă de vorbă cu ceilalți conducători de state. Stă la masă de la nivel, de la egal la egal. Ambasadorii țărilor vin și-și au, eu știu, locul lor la Vatican și Vaticanul își trimite ambasadorii lui. Între acești ambasadori cum se discută? Se discută religios sau politic? Evident se discută politic, se discută probleme politice. Din cauza aceasta, foarte multe din eșaloanele Vaticanului sunt politice 100%, printre care și ezuiții, evident. Când însă se trece de la nivelul acesta pe partea cealaltă, aici avem de a face cu autoritate spirituală. Repet, Iadul și raiul sunt în mâna papei. Da. Haideți să ne grăbim. Biserica devine, datorită, datorită acestei structuri, una dintre cele mai mari agenții imobiliare cu prezență mondială. Domeniile ei, clădirile pe care le are peste tot, sunt impresionante. Nu există nicio agenție imobiliară cu atâtea cu atâtea uh, domenii pe care să le aibă cum uh, le are Vaticanul și toate țin toate țin de această instituție. Din punct de vedere economic, investițiile ei, investițiile bisericii sau investițiile Vaticanului, sunt investițiile pe care și le poate permite doar un stat. Numai că el este un stat care nu are teritorii. El nu este un stat care să se centralizeze pe nu știu câți kilometri pătrați, nu. El este un stat care pătrunde prin toate statele, astfel încât domeniile lui se află peste tot în lume. În mod practic, în mod practic, depășește și cantitativ și calitativ Posesiunile unui stat obișnuit. Care sunt, până la urmă, resursele imobiliare a Bisericii Catolice, spre exemplu, în Transilvania, la noi, în Moldova? Nu au fost retrocedate toate, dar dacă vă uitați puțin ce a aparținut Bisericii Catolice la un moment dat, în Transilvania, în aceste, în aceste zone, vă veți da seama care a fost puterea acestui imperiu. Și când, când nu mai vorbim de lucrurile acestea și trecem să vedem la forța democratică, trecem să vedem forța democratică a acestei biserici, observăm că astăzi, când democrația chiar contează, când nu contează banii, ci contează numărul de voturi, această, acest stat, această biserică, dar stat, de fapt, are peste un miliard de susținători. De votanți, de enoriași. Forța este extraordinară. Și încă o dată, repet: Biserica Ortodoxă niciodată nu are forță aceasta. Pentru că niciodată ea nu își are credincioșii uniți sub o singură conducere centralizată, monarhică. Vorbim de forță, vorbim de autoritate, despre asta vorbim. Probabil că e mult mai bine ca biserica să fie împărțită, să nu aibă atâtă autoritate în mână. Pentru că autoritatea absolută corupe absolut. Și vom vorbi despre lucrul acesta. Când la toate, la toate astea se adaugă și pretenția de faptul, pretenția că el este binecuvântat cu însușiri divine și că scaunul pontifical, deci slujba contează, nu omul, atunci ajungem să înțelegem o parte din această viziune extraordinară. Vă spuneam, faptul că fenomenul papal este unic face din Biserica Catolică, care altfel ar fi fost o biserică ca oricare alta, o biserică e cu mari posibilități, atât în bine, dar și în ceea ce privește corupția. Haideți să mergem mai departe, pentru că ne-am oprit aici destul de mult, dar cred că era nevoie de așa ceva. Dragii mei, sub, această, sub, sub, această, sub acest fenomen, sub această nouă ordine propusă de Sfântul Augustin, se vor desfășura 1200 de ani de istorie, de ordine mondială. Atât a condus, a domnit Biserica Catolică, politica și realitatea vieții europene. 1200 de ani. Mai mult de un mileniu. Noi nu ne putem da seama de rezultatul acestui experiment decât atunci când ne uităm la finalul lui. Îl lăsăm să se desfășoare, să crească în importanță și când ajunge la finalul său, avem tot experimentul de la un capăt la altul. Începutul experimentului, vă spuneam, este în secolul 6, 538. Sfârșitul experimentului este Revoluția franceză. Revoluția franceză este rezultatul acestui experiment. Din cauza asta, în minutele care mai sunt, vă voi invita să stăm puțin, să analizăm finalul, adică Revoluția franceză, și acolo să înțelegem ce se întâmplă. În momentul acesta, vă recomand o carte. Vă recomand cartea Tragediei a Veacurilor de Ellen White. Majoritatea citatelor pe care le voi folosi sunt luate de aici, din această carte, care mie îmi place extraordinar de mult. Este o carte Extrem de bine documentată. Este o carte ce are o viziune istorică, ce aparține gândirii protestante. Dacă evanghelicii ar dori să știe de ce sunt creștini evanghelici, ar trebui să aibă gândirea acestei cărți. Dacă un creștin oarecare trebuie să înțeleagă sau ar dori să înțeleagă de ce Biserica Creștină a avut atât de multe lipsuri, căderi, și tragedii la un moment dat, încât aproape că a semănat cu Anticrist într-o anumită zonă de istorie decât cu Isus Hristos. Atunci, vă rog, citiți această carte, Tragedia Veacurilor. Ne este pusă la dispoziție și este un compendiu de gândire și de documente care ar trebui să fie în mâna oricui, pentru ca să înțelegem marea luptă dintre Hristos și Satana, și marea luptă care se desfășoară aici. Pentru că, și lucrul ăsta este foarte important, în momentul în care Dumnezeu ne spune dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, eu observ că Dumnezeu, în timp ce aranjează lucrurile la nivel de scară planetară, în același timp Dumnezeu așteaptă de la poporul său să conlucreze împreună cu el. Și dacă vrem să conlucrăm împreună cu Dumnezeu, atunci trebuie să ne știm istoria. Haideți, vă invit la câteva motouri importante. Trei puncte care ar trebui să ne dea de gândit. Punctul numărul 1. Tragedia veacurilor numărul 285. Pagina, iertați-mă, pagina 285. Ateii, necredincioșii, cei apostaziați se împotrivesc și denunță legea lui Dumnezeu. Contextul despre care, sau contextul mai larg al acestui citat, vorbește despre faptul că întotdeauna au fost atei, întotdeauna au fost oameni necredincioși pe pământul acesta. Întotdeauna. Cu toate acestea, există o anumită lecție pe care trebuie să o învățăm din experiența acestei împotriviri față de Dumnezeu. Deci, întotdeauna. Se întâmplă că oamenii să împotrivească, să denunțe legea lui Dumnezeu, dar urmările influenței lor dovedesc că emanciparea omului, înălțarea lui, starea lui de bine, este legată de ascultarea din partea lui de principiile divine. Și acum fiți atenți. Aceia care nu vor să citească lecția aceasta în Cartea lui Dumnezeu, în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt îndemnați să o citească în istoria popoarelor. Învățați din istorie măcar. Dacă din Scriptură ne este greu să învățăm. Bun, dacă trebuie să ne uităm în istorie, ce s-a întâmplat atunci? Adică, vă spuneam, haideți să mergem la Revoluția franceză. Ce s-a întâmplat la Revoluția franceză? Un popor înrăit din cauza suferinței, a cărui minte era plină de mânie și de amintirile vechilor nedreptăți, S-a hotărât să pună capăt stării de mizerie la care ajunsese, pentru că ajunsese la ceva de nesuportat, și să se răzbune pe aceea pe care îi socotea ca autori ai suferințelor lui. Adică, după 1200 de ani de experiență, în care am ajuns să vedem cum merge relația asta, biserică-stat, cu un anumit control asupra populației, cu. Imediat, haideți că mă uit. Cu această sinteză ecumenică, cu un rege spiritual la Vatican, cu un rege care este deasupra tuturor și așa mai departe. După ce am făcut experimentul acesta timp de 1200 de ani, am ajuns ca poporul să fie înrăit datorită acestei situații. Plin de mânie cu mintea plină de vechile nedreptăți care li se făcuseră, pe care noi astăzi vrem să le uităm, s au hotărât să spună, e destul. Cei nepăstuiți și-au însușit lecția pe care o învățaseră sub tiranie și au devenit opresorii celor care i-au asuprit. Și ceea ce se întâmplă în Revoluția franceză este exact lucrul acesta. Scenele de care ei fugiseră, pe care le aveau în memorie, în momentul în care au văzut timp de aproape mii de ani, rugurile arzând inchiziția condamnând oameni exilând și trimițând pe galere persoane doar pentru că credeau altfel când în noaptea Sfântului Bartolomeu ce să vă zic, în șapte zile au murit unii istorici, spun, până la 100.000 de, de oameni. Când se aducea trupurile celor junghiați, la vale, unele după altele, toate aceste lucruri au rămas în mintea lor. Iar Revoluția franceză n-a fost altceva decât o recapitulare de data aceasta atee, fără Dumnezeu, a ceea ce se întâmplase sub umbrela sau sub numele lui Dumnezeu. Teribil. Cumplit. Mai ales că lucrurile acestea erau făcute de biserică. De cei care spuneau că le-au făcut în numele lui Hristos. Și oamenii au crezut că așa e Dumnezeu. Câteva lucruri care țin de coincidențe. Acolo unde Franța, sub influența experimentului roman, înălțase primul rug când a început reforma, exact acolo Revoluția franceză a așezat prima ghilotină. Parcă să se răzbune. Chiar în locul în care primii martiri ai credinței protestante fusese arși în secolul XVI, au fost ghilotinate primele victime în secolul XVIII. Tragedia veacurilor, pagina 282. Și după ce am încercat să ne surprindă gândirea cu aceste trei momente, vă invit să rămânem asupra Revoluției franceze. Ce s-a întâmplat? Revoluția franceză este cea care dă legi împotriva conștiinței. Pentru prima dată în istorie, ca să scape de o instituție care blocase credința iertați-mă, care blocase conștiința cu reguli ale credinței, pentru că asta este problema bisericii medievale, a făcut lucrul acesta, când a venit ateismul, a făcut același lucru tot asupra conștiinței. Dacă Inchiziția o blocase în sens religios, ateismul Revoluției franceze o blochează și el în sensul ateistă, adică împotriva lui Dumnezeu. Franța rămâne deosebită în istoria lumii ca fiind singurul stat care prin hotărârea adunării ei legislative s-a pronunțat că Dumnezeu nu există. Simplu. Da, voi ne-ați obligat să credem? Ei bine, de data asta vă obligăm și noi să nu credem, să nu credeți. Pagina 200, 269. Declarația este luată din Blackwood Magazine, noiembrie 1870. De ce a făcut lucrul acesta? Și fiți atenți, că este extraordinar. Singurul Dumnezeu pe care îl recunoscuseră ei, poporul Franței, era Zeul Romei, iar învățătura lui, a Romei, a Zeului Romei, era singura lor religie. Ei priveau lăcomia și cruzimea Romei ca fiind rodul natural al Scripturii și ca atare nu doreau să aibă parte de ea. S-au ridicat împotriva Bibliei, și vom vedea imediat lucrul acesta. În timp ce și Roma se ridicase împotriva Bibliei, și unii și alții au dat scriptura la o parte. Unii au dat scriptura la o parte ca să promoveze uh, misticismul, superstiția și să-i țină pe oameni sub uh, controlul acesta teribil al fricii, al, 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 al spaimei, iar ceilalți au dat Scriptura la o parte pentru a instala liberalismul și libertinismul fără limite. Și unii și alții au colit Scriptura. În momentul acela ei au considerat creștinismul ca fiind vinovat. Hm. Și astăzi creștinismul este, este considerat vinovat din nou în universități, în Europa în cercurile guvernamentale, creștinismul este înlocuit cu religiile orientale și creștinismul este considerat ca fiind o religie abuzivă, opresivă. Din ce cauză? Din cauza acelui aș lucru, același reflex. Oamenii aceștia care gândesc așa se uită înapoi la rădăcini și spune uite ce a făcut creștinismul și sunt scoase pe piață, sunt scoase pe tarabă, pe masă, toate aceste lucruri, toate abuzurile așa zisului creștinism, care de fapt nu este creștinism, despre care vorbeam data trecută că a fost înfierat și identificat de reformator ca fiind anti Cristul. Și din cauza anticristului, societatea de astăzi, filozofia de astăzi, Educația de astăzi privește creștinul ca fi, creștinismul ca fiind vinovat. Și ne întoarcem din nou în zona Revoluției Franceze. Închinarea la Dumnezeu a fost interzisă de adunarea națională. Biblile au fost adunate și arse în public cu toate manifestările posibile de dispreț. Legea lui Dumnezeu a fost călcată în picioare. A devenit fără legea lui Dumnezeu. Se întâmplă lucrurile acestea astăzi frecvent. Legea lui Dumnezeu este scoasă din instituții din serile de judecat, de la nivelul guvernelor, pentru că se pare că încurcă și mai mult decât atât a susținut o religie de care lumea de azi s-a săturat. Ziua de odihnă săptămânală a fost îndepărtată în locul ei, fiecare a zecea zi a fost destinată hulei și veseliei. S-a instituit decada în locul sabatului. Botezul Sfânta Cină au fost interzise. Se puneau anunțuri în care se spunea că nu există înviere și că moartea este un semn veșnic. Că și cum n-ar fi fost destul, căsătoria a fost desfințată. Știți de ce am ales citatul acesta? Pentru că astăzi, datorită politicilor de sex, căsătoria este desfințată din nou. Strâns legate de aceste legi care afectau religia, era aceea care desfințea legătura de căsătorie. Cel mai sfânt angajament pe care îl pot face ființele omenești, a cărui durabilitate duce cu toată puterea la, la consolidarea societății. Redu Toate acestea, desfințând legătura de căsătorie, au redus-o la un simplu contract civil cu caracter trecător în care doi se pot angaja și pe care îl pot părăsi după bunul lor plac. Este rădăcina angajamentului social al căsătoriei de astăzi când nu se mai vorbește de căsătorie și de cuplu. Și în cuplul acesta este important ca să se iubească. Și în cuplul acesta nu contează cine este. Poate să fie și un animal. Am ajuns ceva mai departe de Revoluția Franceză. Dacă demonii s-ar fi apucat să descopere. Un mijloc, ca să distrugă societatea. Dacă demonii s-ar fi apucat să descopere că paguba morală pe care aveau de gând să o producă în felul acesta va fi perpetuată de la o generație la alta, ei n-ar fi inventat un plan mai cu efect decât degradarea legământului căsătoriei. Sophie Arnold, o actriță vestită pentru spiritul ei bagiocoritor, a descris căsătoria republicană liberă ca fiind sacramentul adulterului, adulterul sfânt. Iată unde ajungem. Ceea ce mă doare foarte mult este că ceea ce văd astăzi, de fapt, este aceeași strategie, și anume gândul de a provoca o daună care să se perpetueze de la o generație la alta, o perversitate de la care să se perpetueze de la un, o, o generație la alta. E foarte greu, ca după ce strici căsătoria, să o mai dregi, să o mai faci la loc. Este foarte greu. În condițiile acestea, teroare, veac după veac, bărbați cu principii și integritate, bărbați cu ascuțime intelectuală și putere morală, care au avut curajul să susțină convingerea și credința, să sufere pentru adevăr timp de veacuri, acești bărbați au trudit ca sclavi pe galere, au pierit pe rug sau au putrezit în celulele închisorilor. Repet, aici nu vorbesc de Revoluția franceză. Aici vorbesc de ceea ce a conceput biserica, veac după veac. Adică Revoluția franceză este rezultatul acestor momente de teroare anterioară. Mii și mii de oameni și-au găsit salvarea prin fugă, și aceasta a continuat timp de 250 de ani după reformă. Aproape 300 de ani de teroare. Cu alte cuvinte, în momentul în care Luther se ridică pentru a reforma Biserica cu Cuvântul lui Dumnezeu, Biserica se transformă într-o fiară. Care din de 300 de ani a persecutat, a călcat în picioare, a vărsat sânge și a răspândit teroare în rândurile acestor bărbați cu principii de integritate, bărbați cu ascuțime intelectuală, putere morală, care și-au afirmat pur și simplu convingerea și credința. Și pentru că aveai o altă convingere și pentru că aveai o altă credință, a trebuit să pierzi. <coughs> În istoria lui Wiley, volumul 13, capitolul 20, găsim următoarele cuvinte. N-a fost nicio generație de francezi în timpul acestei lungi perioade de timp. Care să nu-i fi văzut pe ucenicii Evangheliei fugind dinaintea furiei nebune a prigonitorilor și ducând cu ei inteligența, artele, hărnicia, ordinea în care ei, ca o lege, excelaseră mai înainte pentru a îmbogăți țările în care și-au găsit azil. Vreau să vă, să vă rog să înțelegeți că nu e vorba de. Um, Cineva care scrie tendențios și preferențial lucrurile acestea. Este un istoric care s-a ocupat de momentul acesta și a ajuns la această concluzie. Repet, Revoluția franceză se naște din aceste excese, din aceste realități. A fost o fiară acolo. Revoluția franceză n-a făcut altceva decât i-a dat o lovitură de moarte. Ateismul s-a născut în mod. Nefericit. Din această realitate. Ateismul două lovitură de moarte acestei, acestei bestii care se manifestă în felul acesta. Ateismul nu este de dorit. Ateismul rămâne mai departe pe piață până în ziua de astăzi, dar El este produsul acestei nefericiri. Pe măsură ce îmbogățeau alte țări cu aceste daruri bune, lipseau de ele propria țară dacă tot ce a fost alungat ar fi rămas în Franța, dacă în acești 300 de ani priceperea și hărnicia exilaților ar fi cultivat solul ei, dacă în timpul acestor 300 de ani măestria și arta lor ar fi contribuit la dezvoltarea meșteșugurilor, dacă în timpul acestor 300 de ani geniul lor creator și puterea lor analitică i-ar fi îmbogățit literatura și ar fi dezvoltat știința, dacă înțelepciunea lor ar fi călăuzit consiliile ei, Curajul lor ar fi purtat luptele ei, echitatea lor ar fi modelat legile ei, iar religia Bibliei ar fi întărit inteligența și ar fi călăuzit conștiința poporului ei, cât de mare ar fi fost gloria Franței, ce țară mare, prosperă și fericită ar fi fost ea, un model pentru toate națiunile. Un strigă de durere pentru destinul acestei țări, care în toată perioada ei n-a cunoscut scriptura. În momentul în care Franța a devenit fica bisericii și a salvat biserica de nu știu câte ori, pe pincel scurt donează statele Ravenei pentru ca să îmbogățească monarhul acestei biserici. Franța a purtat războaiele și interesele Romei în timpul acestor o mie de ani. Ia, <laughs> această țară n-a cunoscut Scriptura nici când era fica bisericii, nici când ulterior a devenit inițiatoarea ateismului. A pierdut privilegiul acesta. Evident, a fost un moment în care Calvin și ceilalți reformatori au vrut să ofere Scriptura acestor oameni dar cea care s-a împotrivit ca Biblia să nu ajungă în mâinile oamenilor a fost surprinzător. Nu ateismul. Și el a făcut treaba asta. Dar prima dată a fost biserică. Timp de 300 de ani. A persecutat Scriptura în persoana acestor oameni. Consecințe? Plecarea acestor oameni, adică a hughenoților, a fost marcată în Franța de o cădere generală. Orașele meșteșugărești, înfloritoare, au decăzut. Regiuni fertile s-au transformat în adevărate pustietăți. Stagnarea intelectuală și decăderea morală au urmat unei perioade de progres neobișnuit. Parisul a devenit un vast azil pentru săraci și s-a apreciat că la izbucnirea Revoltei. Deci în anii 1793, 200 de mii de săraci cerșeau pâinea din mâna regelui. Comunism? Posibil. Se dorește din nou astăzi să fii sărac și să fii fericit, să n-ai nimic și să fii fericit? De unde e gândul ăsta? De unde e filozofia? Iată-o aici, Istoricii continuă mai departe. Numai ezuiții prosperau într-o țară plină de decădere și conduceau cu o tiranie groaznică bisericile și școlile, închisorile și galerele. Control și dominare. Exploatând gelozia regilor și a claselor conducătoare, Roma i-a influențat să-i țină pe oameni în sclavie, știind bine că în felul acesta statul va fi slăbit și nădăjduind că pe calea aceasta îi va înlănțui atât pe conducători cât și pe porcul în robia ei. Știți? Te întreb la un moment dat, dar de ce, Doamne? De ce ai făcut lucrul ăsta? De ce ai dat Biblia la o parte? De ce te-ai luptat cu oamenii? De ce toate astea? Simplu. Sclavie. Domina. Abuz. Control. Toate acestea fac parte din arsenalul unei instituții care exercită exercită o autoritate fără limite. Și această autoritate fără limite este dată în momentul în care unești politica cu religia. Când le unești pe astea două ajungi la o autoritate cumplită, absolută, infailibilă. Așa cum papa a ajuns la ideea că el este infailibil și a crezut că este infailibil, s-a purtat ca un infailibil și a ajuns aici. Cu o politică clar văzătoare, ea și-a dat seama că pentru a înrobi pe oameni cu adevărat, trebuie încătușate sufletele lor, partea religioasă. Că cea mai sigură cale de a împiedica să iasă din sclavia lor era să-i faci incapabil de libertate. Cuvântul ăsta mi se pare extraordinar incapabil de libertate. Societatea în care suntem astăzi, vom reveni asupra acestor expresii, societatea noastră din secolul 21 merge în direcția în care oamenii să nu-și mai poată valorifica libertatea lor. Se aud voci din ce în ce mai, mai de sus pe șafodul acesta social, care înjură libertatea, care spun că n-au nevoie de libertate, se vinde libertatea oricum astăzi, în orice situație. De o mie de ori mai groaznică decât suferința fizică, ce rezulta din procedeele ei era degradarea morală, lipsit de Biblie, lăsat pradă învățăturilor fanatismului și egoismului, poporul era încătușat în ignoranță și superstiție, cufundat în viciu încât era cu totul neînstare să se conducă singur. Rezultatul acestei epoci religioase este fanatism, egoism, ignoranță, superstiție, viciu și cu totul neînstare ca un popor să se conducă singur. Asta este religia. Păi, dragii mei, dacă asta este religia, atunci Revoluția franceză a venit și a spus nu ne trebuie, a luat această religie, a făcut-o pachet și a aruncat-o la gunoi. Asta este. A făcut bine? Sfânta Scriptură spune că a dat o rană fiarei. A rănit-o. Și datorită acestei intervenții, fiara a trebuit să zacă și să lasă timp ca lumea să se schimbe. Manipulare politică. Papa spunea Regelui Franței în anul 1525. Această manie, adică protestantismul, adică reforma, nu numai că va zădărnici și va distruge religia, ci va distruge toate țările, nobilimea, legile, ordinea, uh, rangurile. Feriți-vă de ea! Felis, Historia of the Protestants of France. Câțiva ani mai târziu, un nuciu papal îl avertizat pe rege, Sir Sire nu te lăsa amăgit, protestanții vor dărâma toată ordinea religioasă și civilă. Cum se numește treaba asta? Cel ce stă în umbră, eminența asta cenușie, care, care bagă fitile, care te manipulează și care te face pur și simplu să crezi că poporul acesta este un popor deosebit, care nu merită să fie lăsat liniștit. Cuvintele sunt luate din cartea Esterei în momentul în care Haman se adresează împăratului pentru a determina vânătoarea iudeilor din Imperiul Medopersan. Tronul este în aceeași primejde ca și altarul, adică și tu ești în primejde, nu numai noi, Introducerea unei religii noi trebuie în mod necesar să introducă o conducere nouă. E, e o doză de adevăr aici. Când schimbi religia, trebuie să schimbi societatea. Din cauza asta, astăzi se vorbește despre o nouă religie pentru ca să ai și un nou guvern, să ai și o nouă societate, să ai o nouă structură, să ai o nouă globalizare. Ce vreau să observați? Situația de astăzi are rădăcini Vă recomand, cartea Tragedia Veacurilor este extraordinară. Cu toate acestea, rezultatele au fost altele și ne apropiem de încheiere. Deznodământul tuturor acestor metode a fost cu totul deosebit de ceea ce plănuise Roma. În loc să ține masele în supunere oarbă față de dogmele ei, Lucrarea ei a avut ca efect transformarea lor în necredincioși și revoluționari. Produs. În loc să ai de-a face cu victime oarbe, fără să-și dea seama, a produs necredincioși și revoluționari. Avea societatea mai multă nevoie de necredincioși și revoluționari? Probabil că nu. Scenele revoluției n-au fost nimic, cu nimic mai bune decât scenele medievale în, mediu, în mediu au fost ruguri acum la revoluție a fost ghilotine a curs sânge și într-o într parte și într-alta de ce? pentru că ei au înlocuit o soluție falimentară cu altă soluție falimentară ei au înlocuit misticismul ei au înlocuit superstiția ignoranța au înlocuit-o cu violența ateismului și a Revoluției. Atâta tot. Cu un liberalism extraordinar. Cu un liber libertinism pe care numai istoria îl descrie în zilele acelea de Soluția era în altă parte. Repet pentru a treia oară. De ce au? De ce au evitat-o? De ce au ocolit-o? De ce nu au fost în stare să o găsească? datorită rădăcinilor. Știi? Când mergi pe un șanț, șanțul din stânga, și te saturi să mergi din el, în el că nu mai poți, riscul este să treci în șanțul din dreapta. Niciodată să rămâi pe mijloc. Asta e problema. În loc să țină masele în supunere oarbă, am avut necredincioși revoluționari. Ei au ajuns să disprețuiască romanismul și pe preoți. Priveau clerul ca fiind părtași la apăsarea lor. Singurul Dumnezeu pe care îl recunoscuseră era zeul Romei, iar învățătura lui era singura lor religie. Repetăm un citat anterior. Ei priveau lăcomia și cruzimea Romei ca fiind rodul natural al Scripturii și ca atare nu doreau să aibă parte de ea. Vedeți unde a dus manipularea, vedeți unde a dus această, acest context extrem, extrem de, de nenorocit al evului mediu. Uh, repet, Vedeau lăcomia și cruzimea Romei ca fiind rodul natural al Bibliei și ca atare nu doreau să aibă parte de Scriptură. De asta au evitat Scriptura. Dacă oamenii astăzi nu se întorc la Scriptură, este datorită același lucru. Sunt rădăcini în urmă care trebuie rezolvate. În final, Duhul Libertății a izvorât din Scriptură. Oriunde Evanghelia a fost primită, mintea oamenilor a fost trezită, astfel că oamenii au început să lepede cătușele care îi ținuseră sclavi a ignoranței, viciului și superstiției. Au început să gândească și să acționeze ca oameni. Îmi place foarte mult. Ăsta a fost rezultatul reformei. Între cele două șanțuri, eu știu, monarhia religioasă papală într-un șanț, dincolo ateismul în celălalt șanț. Între cele două, reforma a căutat o cale de mijloc și a ajuns să gândească, să acționeze ca oameni. Învățătura Bibliei ar fi sărit în mintea și în inima oamenilor acele principii de dreptate, cumpătare, adevăr, echitate și bunătate care sunt însăși piatra unghiulară a prosperității națiunii. Iată ce lipsește Americii azi. Ce lipsește Europe astăzi. Iată ce lipsește lumii astăzi. Neprihănirea în o națiune. Prin ea se întărește un scaun de domnie. Proverbe 14 cu 34. Dați-mi voie să aduc Scriptura să ne vorbească puțin. Vă invit să deschidem în Epistola sobornicească lui Petru, o făgăduință pentru noi. Voi însă sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperite în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea, la arătarea lui Isus Hristos. Dragii mei, a curs sânge. Au fost bărbați care și-au pierdut viața în cele mai cumplite chinuri. Petru spune, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Asta este comoară. Ăsta este prețul. Și acum, încă un text în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 11 și voi încheia. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Frații mei, ne aflăm Acum, când se vede mântuirea lui Isus Hristos, când sunt razele eliberării destul de aproape de noi, de o parte, și când sunt nori negri care se adună prin sumațiune sau prin cumulare lentă, datorită istoriei și rădăcinii, pe de altă parte. Forțele se adună, frontul este foarte clar în această situație, Iisus Hristos zice, iată, eu vin curând. Niciun șans nu va trebui sau nu va putea sau n-ar trebui să ne oprească. Haideți să strângem cuvântul lui Dumnezeu în sufletul nostru cu toată inima și să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeu ne-a dat istorie ca să înțelegem prezentul, ne-a dat istorie ca să vedem rădăcinile și să putem deosebi mlădițele și să ne așteptăm la roade în același fel. Vă invit să ne apropiem de Dumnezeu în spirit. Vă invit și vă recomand pe lângă cartea Tragedia Aveacurilor, vă recomand în mod special Scriptura care este capodopera pe care Dumnezeu a vrut să ne o pună în mâna noastră. Domnul, să ne rămână partea și moștenirea. Amin. Vă invit la rugăciune. Sfinte Părinte, îți mulțumim pentru cuvântul tău, îți mulțumim pentru Lumină, îți mulțumim pentru istorie, îți mulțumim, Doamne, pentru că vedem în oglinda trecutului mișcările prezentului. Ajută-ne să ne legăm cu toată inima de tine. Și chiar dacă vremurile sunt tulburi, o, Doamne, să nu ne temem, pentru că răsplătirea este atât de glorioasă, atât de măreață. Iar Iisus Hristos este atât de bun, atât de frumos. E atâta libertate și eliberare în ceea ce ne oferi. Îți mulțumim. Amin.